24 iulie, bună dimineața, dragii mei, 24 ale să vină, astăzi suntem în 14 decât, 14 iulie 2015, o zi răcoroasă de dimineață, era un termometru pe 14 grade, nu o să se mai încălzească foarte tare pe parcursul zilei de astăzi, spun specialiștii că undeva la 23 de grade o să fie maxima, minima tot pe la vreo 14 o să rămână, un cer acoperit, supărat, răcoare oarecum afară și asta în mijlocul lunii lui Cuptor. Va fi răcoare și mâine, se pare însă că de joi încolo vor reveni temperaturile și ceva caniculă, în sensul că se va mai încălzi vremea. De ce e vremea așa? Pentru că așa sunt vremurile. Bună dimineața, Florian. Bună dimineața. Într-adevăr, sunt vremuri neprielnice pentru purtătorii de cârjă. Sunt anumite momente în care, datorită vremurilor, așa cum spuneați și dumneavoastră, se poate rupe cârja. Și e foarte complicat. De altfel, ieri, dacă nu mă înșel, am avut un asemenea semn divin. Eveniment, incident, da. Care, culmea, a dus la punerea sub sechestru a unor apartamente, am înțeles, chestii ceva de genul ăsta. Totul din cauza vremii, a vremurilor și a semnelor divine. Și a cârjei. Victor Ponta, inculpat oficial în dosarul lui Șova, DNA i-a pus sechestru pe avere. Acum, deci, e regulă. Am ajuns aici, suma pe care eu impută cei de la DNA, să mă rog, pe care au calculat-o cei de la DNA ca și prejudiciu, undeva la, nu știu, 55.000 de euro, ceva de genul ăsta. Am aflat cât este de sărac lipit pe premierul. E vai de mama lui, săracul. Vai de mama și de tata și de socru și de toată familia, deci e sărac lipit pământului. Calic, aș putea spune, chiar așa asta motiva și de incidentul cu cârja. Victor Ponta ieri a intrat la DNA cumva bine, a ieșit cumva mai puțin bine, în sensul că a fost inculpat oficial. Și este premierul, dacă nu... Noi putem observa că o cârjă te poate ajuta să câștigi 3 săptămâni. Sub nicio formă... Nu te libertate. Poate, da, nu te poate proteja, dacă doriți, de începerea urmăririi penale. Probabil cele 3 săptămâni petrecute, suferind, de altfel înțeleg, în Turcia, nu au fost suficiente pentru ca... toate aspectele care credeți să fie lămurite. Credeți că populația, cetățenii, cei care se uită, prietenii noștri, cei care se uită în fiecare dimineață, de luni până miercuri, în săptămâna asta și joi și vineri, se uită și ne observă, ca să spun așa. Credeți că au înțeles că toată povestea asta cu cârja și cu mersul în cârjă nu e altceva decât o stratagemă folosită de Victor Ponta tocmai pentru a se victimiza în ochii cetățeanului? Nu știu dacă au înțeles sau n-au înțeles. Important este ca noi să le explicăm că ceea ce se întâmplă nu este altceva decât un joc de imagine. Nu, o etapă construită de cineva în parcursul său profesional, dacă doriți. Parcurs profesional care se pare nu mai are nicio legătură cu propriul partid, nu mai are nicio legătură cu țara. Pe care... Cu țara a avut vreodată? Țara lui. Nu știu. Prezumția de bună credință trebuie să... O acordăm, că le-o acordăm tuturor. Da? Dar în condițiile în care, în mod clar, cei care te-au sprijinit, te-au votat, te-au ales, te-au pus în fruntea lor și a țării, sunt extrem de dezamăgiți în aceste momente. Da? Și vedeam inclusiv reacții din Suceava de la oameni cu mare experiență politică. Inclusiv domnul Mârza l-am văzut în zilele de astăzi. Supărat! Acum, domnul Mârza, trebuie să recunoaștem... Am dat un exemplu local, nu numai dumnealui este supărat. Da? Am dat un exemplu local pentru ca oamenii care ne ascultă să înțeleagă despre ce este vorba. Dar dacă au ajuns, cei care l-au ajutat, l-au sprijinit, l-au urcat în fruntea lor, l-au făcut să fie cel mai important om din stat la un moment dat. Da? Au avut încredere în el să fie candidatul lor la președinția țării. Ajunge în situația în care de unul singur, fără să se consulte cu nimeni, găsește această soluție de a se retrage. Abandonez partidul. Abandonez șefia partidului cumva și încă vin pe scări acolo și spun, sunt la fel ca domnul Iliescu și ca domnul Năstase. Hopa! Chiar își dorește să fie ca domnul Năstase? Ca să ajungi... Chiar își dorește ca să fie ca inculpatul Năstase, ca infractorul Năstase? Indiferent ce ar fi făcut și unii și alții, dar ca să ajungi la... ca să te pui alături de Năstase sau de Iliescu, mai trebuie să mai curgă multă apă. Da. S-a pus, există, dacă ați văzut Eu am înțeles și asta. Există fotografii care, într-adevăr, reprezintă bunicuța, mămicuța, da. Și plodul, ca să zic așa. Numai că viața în față are plodul. Da, da? Nu mămicuța și nu bunicuța. Și în momentul în care vii fără să te consulți cu nimeni dintre cei cu care te-au ajutat la un moment dat, reprezintă răspunsul dumnealui față de oamenii de acolo. Vorbeam la un moment dat cu cineva despre promisiunile făcute primarilor PSD.
Despre promisiunile făcute membrilor PSD, inclusiv în județul Suceava, dacă nu mă înșel, au fost făcute promisiuni la un moment dat care depășeau de 2-3 ori bugetul României. Da? Promisiuni care nu s-au... Sunt oameni care acum sunt cu bugetul pe terminate și se uită la guvern în speranța unei rectificări bugetare să-și plătească salariile. O rectificare bugetară de care nu se discută la nivel național. Dar de ce să discutăm? De nimeni, discutăm de ce să discutăm? Discutăm de orice altceva, dar nu discutăm despre rectificare bugetare vorbim și despre veniturile de care funcționează economia și despre cum acești oameni au reușit să repare tot ceea ce au stricat ceilalți. Despre asta vorbim. Nu asta ne se explică în fiecare zi. Eu mă uit, oare ar fi receptori care într-adevăr înțeleg că acești oameni au reușit să reechilibreze economia, să aducă plus în țară? Probabil că da. Nu știu, probabil repetarea asta obsesivă va duce la un moment dat să ar putea și noi să spunem, bă, ce să facem, putem să facem un pariu și o să-l prezentăm pariu, să spunem așa, adică îl punem în fața cetățeanului ca oamenii, ca cei care ne privesc în fiecare dimineață să înțeleagă. Pariu sună simplu. Eu cred că guvernul condus de Ponta va pica până a se discuta de rectificarea bugetară. Cei care vor veni după vor trebui să se ocupe de rectificare bugetară, o rectificare care ar trebui să se întâmple în luna iulie, în această lună a anului de grație 2015. Rectificarea bugetară, dacă va pica în sarcina celor care vor veni de după, nu vor face nimic altceva decât să dea armatei pe care Ponta a lăsat-o așa, să spunem, în degringoladă, să-i dea hrană, să-i dea alimente, să-i dea motive să meargă mai departe și, bineînțeles, motive pentru a mai păcăli încă o dată tot ceea ce înseamnă electorat. Și am să argumentez un picuț, haideți să vedeți, ca idee, ce se întâmplă nu numai la noi. Mesajele populiste ce fac la nivel european. Tsipras, că mergem în zona Greciei, da? Tsipras a făcut scandal, a răcnit, el nu face, el nu ia măsuri, el se opune, el Grecia rămâne în continuare, doarme la amiază, nu ia niciun fel de măsuri de austeritate, să muncească nemții, să ne dea nouă bani, că ăla e rolul lor al nemților, să ne facă nouă bugetele, banii și somnul dulce de amiază. Deci a făcut referendum, a adunat populația, a făcut referendum, nu, a spus nu Europei. Și astăzi a spus da Europei. Un gen de populism care este identic cu ceea ce face Ponta. Acceptând toate condițiile impuse de condiții către cu mult mai drastice decât acel nu. Mai mari decât înainte de cel înainte. Da, pentru că prin referendum Tsipras și Grecia nu au făcut altceva decât să le arate partenerilor europeni că nu sunt parteneri credibili. La un moment dat problema Germaniei și a Franței la un moment dat nu era dacă să accepte propunerea Greciei sau nu. A fost vorba de credibilitate. Spuneau, dacă le vom accepta, cei cu care discutăm acum chiar le vor pune în valoare, chiar vor pune în discuție toate propunerile pe care și le-au asumat. Dacă ei de atâtea ori au discutat cu noi la masă niște lucruri și au ajuns în țară și au spus altceva, nu cunoașteți rețeta? Absolut. Păi de-aia spuneam că sunt similare. Și vorbim vorba ceva în țară, vorbim altceva în și partea vorba, cealaltă. E vorba de oameni tineri, Tsipras, un premier tânăr, Ponta un premier tânăr, veniți amândoi pe un sprijin al populației, al electoratului foarte, foarte mare. Așteptări foarte mari și n-au făcut nimic altceva decât au mințit și mint în continuare, mint cum respiră sau respiră și mint. Asta este cel mai grav. Din punctul meu de vedere, în acest moment, Ponta, dacă doriți, este omul opoziției în PSD. Cu cât stă mai mult Ponta în PSD și în fruntea guvernului, cu atât mai mult nemulțumirea în PSD va crește, cu atât mai mult șansele celor care își doresc să rupă PSD-ul în aceste momente cresc. Și din acest motiv cred că de asta au și semnalat bătrânii din PSD, au ieșit repede, că își dau seama de pericol. Ce înseamnă ca mâine să glumim, de asta Gabriel Mârz, generalul Ion Stan. Haideți să vedem cam cum ar fi dacă mâine generalul Oprea, invocând interesul personal, național, ar suna adunarea la PSD. Oare vă facem așa un exercițiu de imaginație? Orice e posibil. Da? Și apropo de adunarea la PSD și apropo de generalul Oprea și apropo de ce scandal făcea Victor când a venit în cârje din Turcia, făcând referire la salariile demnitarilor, o ordonanță de urgență aprobată de către generalul Oprea. Un Oprea care a spus răspicat, n-am făcut-o de capul meu, am făcut-o în urma discuțiilor pe care le-am avut cu premierul, a fost nu numai acceptat, a fost o
propunerea premierului, ba mai mult decât atât, a fost o referire făcută și în zona Palatului Elisee, ca să spun așa, Palatului Cotroceni, cum că toată povestea asta a fost o înțelegere între Optrea și Iohannis, care știți că e președintele României, evident. Ponta răcnea pe atunci, încercând populist să câștige puncte electorale, cârja, demnitarii, salariile, beneficiile și așa mai departe, ar fi trebuit să reechilibreze. Vedeți că numai până la urmă nici cârja n-a mai rezistat. Nici și cârja s-a rupt și povestea asta cu salariile, pentru că spune la presă, la gazete, că ordonanța care triplează salariile demnitarilor nu se mai modifică miercuri. Inițiatorii s-au ales cu plângeri penale. Deci nu se mai întâmplă nimic din ceea ce spunea Ponta că se va întâmpla, că se va reveni, că se va nu știu ce și așa mai departe. Nu. Întrebarea este, e firesc, stau și mă întreb, deci am făcut tot felul de referiri, că spuneam și ieri, de unde bani? Eu aștept cu foarte, foarte mare interes și ar trebui ca dumneavoastră, dragii mei, să înțelegeți că ceea ce spunem noi aici, noi de dragul doar de a face gargară, de a discuta și a face foarte multă gălăgie. Întrebarea este, de unde acești bani? Pentru că acasă, da? Vorbim de un buget pe care l-ai acasă, ai în buzunar 100 de lei și spui așa, băi, am 100 de lei în buzunar, băi, tăticu, deci ce mă duc să-mi iau? Băi, deci mă duc să-mi cumpăr costum, mă duc să-mi iau pantofi, trebuie să pun și bani la nuntă, trebuie să, nu știu, să și mănânc o săptămână, trebuie să fac tare multe chestii cu 100 de lei. Alo, dar de unde, bă, toate astea? Păi, dar de unde? Că numai costumul e de 3 ori, să zicem, cel mai ieftin de 3 ori 100 aia de acolo. Ce faci? Lasă, bă, că mă descurc eu. Care e problema ta? Cam așa, cam în zona asta suntem noi astăzi, cu prevederile bugetare, cu creșterea economică extraordinară, explozivă și cu faptul că guvernul astăzi nu are resurse, nu sunt bani. De ce? Pentru că, hai să vorbim de ANAF. ANAF-ul nu face probabil nimic altceva. Va fi principala sursă de venit a guvernului. Este în continuare. Da, da. Am văzut o chestie de genul și ceea ce spun astăzi e bazat pe pe realitate. E ceva de genul, vine ANAF-ul și spune, băi tată, deci noi am venit la tine, noi am venit să te amendăm. L-ai spune, băi tăticu, deci ai venit să mă controlezi? Nu, alo, nu! Să te controlez. Am venit să te rad. Să-ți iau banii. Mai mult decât atât. Pleacă ANAF-ul. Vin ceilalți și spune, ai, bă, dă-și câteva milioane acolo, bă, trebuie să, na, bă, că nu pot să mă duc fără. Mă spuneau oamenii de afaceri... Dumneavoastră nu înțelegeți că asta este principala lor sursă de venit? Ei asta înțeleg prin economie. Da? Dacă ar lăsa societățile să creeze plus valoare. Absolut. Da, ar lăsa întreprinzătorii să-și facă treaba. Corect. Da, ar crea mediul... Asta nu e politica, nu e politica Occidentului, asta e politica Occidentului, nu a Kremlinului. Ca să ne înțelegem, adică lucrurile sunt diferite un pic, da? Bun, eu înțeleg că la acolo aerul respirat la Cabu s-ar putea să fi fost influențat sau influențat de mai înainte. Dar... Oamenii care ne ascult, cei care ne văd, trebuie să înțeleagă acest lucru, că atât timp cât ei înțeleg prin economie dările strânse cu ajutorul ANAF-ului, dările, amenziile adunate în jur și banii ăștia îi redistribuiesc și se laudă că vai ce mulți bani am strâns și ce mulți bani am făcut, nu fac altceva decât să nege evidențele. În final, plus valoare în orice țară sau în orice domeniu, fac cei care produc, da? La un moment dat îmi spunea cineva, inclusiv de aici în Suceava, vorbeam cu cineva în Suceava și îmi spunea, doamne, și din vânzare, Suceava mai trăiește încă din comerț, da? Cât? Dar cât timp mai poate trăi cineva din comerț? Pentru că, într-adevăr, comerțul se asigură niște goluri dacă dorești. Dar plus valoarea este făcută de producție. Haideți să vă dau o temă. Ce vin și spun cei de la imobiliare, la nivel național, statistica spune. Statistica, că asta e foarte mare. Deci, noi suntem mințiți astăzi statistic, oficial, cu cifre, da? Și că la nivel național prețurile medii ale apartamentelor au crescut cu 5% în semestrul 1. Dar să ne spună careva, băi tăticu, deci a crescut cu 5%. Câte apartamente s-au vândut, mă, la nivel național? Cât s-au cumpărat, mă, apartamente la nivel național? Bă, statistica lui Pește care ești, da? Câți m-au cumpărat? Fă-mă o comparație cu anul trecut să vezi cum merg imobiliarele. Fă o comparație cu celălalt an, cu celălalt an, cu celălalt an, să vezi cum merge economia. Și asta spune foarte multe despre cum merge treaba. Și merge prost. Trebuie să anunțăm doar că avem comandament astăzi și ne apropiem cu pașii repede de publicitate. Avem un comandament la ora 8, evident, 8 trecute fix. Acolo
de-a stânga și de-a dreapta creatorului vor sta cele două echipe proaspete manageriale. E vorba de echipa proaspătă de la Primăria Suceava și cea mai proaspătă echipă, evident, de la, din partea celor care bărfăiesc orașul, care îl dau pe spate. Vom afla ce se întâmplă cu pasarela de la Ițcani, cât de repede va ajunge ea de aia. Cum îi spuneam că se cheamă aia? Punte, nu? Punte sau mă rog ceva. Și tot ce se întâmplă vă o să aflăm la ora 8 din gura, evident, al creatorilor de Suceava nouă, modernă și europeană. Asta trebuia spus ca să nu uităm. Acum nu vin. Nu, săptămâna trecută am avut surpriza ca din când partea Pfeiffer să nu mai vină. Domnul Pfeiffer era în concediu, domnul la Pfeiffer. Era pe Calamare. A fost super. Dar de acum, deci știți, chiar deja sunt răutăți de care eu vreau să mă, știți, să nu... Adică omul a fost plecat, a fost un picuț, s-a întors, asta e viața, adică să nu ne mai... Apropo de... Cine-s cu o știre foarte... Și cu o britanică de 101 ani își doboară propriul record la coborâre în decoborâre în rapel. Adică ce a făcut domnișoara? În sensul că de cât a coborât în rapel 94 de metri de pe o clădire din Portsmouth, din Marea decât Engleterea, din Marea Britanie, și zice ea că a fost extraordinar. Păi, deci la 101 ani putea să arunce și fără coarda care o ținea în rapel, adică nu știu cum să spun, adică și fără piolet și fără cască. Și se simțea foarte bine, nu? Frate? Și se simțea minunat, adică, cum să spun, e ceva o provocare, știi? E ceva, cum îi? Cam așa ceva, știi? Deci, ce să mai... Bun, să nu spună, poate vă mai amintiți, am avut și noi o situație locală, dar doriți, noi am relatat-o la săptămâna lună, am prins-o, cu prima femeie care a pilotat un planor, Dumnezeu să te ferice, Țigănescu din Rădăuți, care la 92 de ani a mai zburat o dată cu planorul. Da, care, deci era pe principiu, băi, deci la vârsta aia poți să fac orice. Și era foarte simpatică pentru că pentru a face un asemenea zbor ești obligat să ai o asigurare de viață și nimeni nu vrea să-i facă asigurări de viață și spunea, stai să liniștită pe propria răspundere, semnezi tot ce vreți, numai nu. La vârsta asta nu avea niciun fel de relevanță. Dumnezeu să o ierte, o femeie extraordinară. Da, mai sunt câteva știri interesante pe care o să le discutăm la momentul potrivit, pentru că probabil ar trebui, nu, regia să luăm publicitate, da? O să luăm publicitate, ne reîntoarcem însă, dragii mei, ne reîntoarcem taman la timp să predăm legătura, evident, la Palatul Elisei, vorba de Palatul Arenei, acolo, în sala ovală, va fi marea întâlnire de marți, evident, comandamentul seriei de marți. Revenim! 4 de bani bucata. Safcom, campionul prețurilor mici. Da, suntem din nou împreună, pregătiți să predăm legătura, pentru că avem ceva și imagini, dragii mei, imagini sugestive, evident, cum vă spuneam, de stânga și de dreapta primarului vor fi cei care bărfăiesc, vedem acum echipa manageria, proaspăta echipă managerială, în vârful echipei, vreau să vă spun, domnul, cum îl cheamă? Prietenul nostru, Veleanu? Veleanu și domnul Munteanu, evident, de la, cel de la Pfeiffer, care este pregătit, evident, să țină piept asalturilor venite din partea domnului primar. Trebuie să admirați și dumneavoastră, chiar săptămâna trecută, tot aici vorbeam și observam calitățile de paratresnet pe care le are reprezentantul Pfeiffer. Da, gândiți-vă, rezistă la atâtea comandamente, vine, stă în dreapta primarului. Și doamne, vine cu zâmbet și pleacă cu zâmbet. Nu zâmbește, e sarcastic deci, așa un pic chestia asta, nu? Sarcastic e situația la modul general. La Primăria Suceava, îngândurată pe gânduri și, bine, într-o margine, sunt marginea în planul foarte apropiat, cei de la Civica, bănuiesc, dacă nu mă înșel, care, mă rog, toți vor trebui să dea răspunsuri primarului. Răspunsuri potrivite. Potrivite, evident. Euro astăzi cotat la 4 lei și 35 de bani, dolar american la 4 lei. Cotațiile sunt nu tocmai în regulă, dar cine știe, poate până pleacă Ponta lucrurile se vor mai rezolva. Hai să facem niște pronosticuri, spuneam 2 stămâni, zic eu. Eu sunt așa mai răutăcios, așa din fire, și zic vreo 2 stămâni maxim o să avem un guvern nou. Ce o să se întâmple după? Vom vedea. Până atunci așteptăm să vedem cum pică el de pe, doamne fer, nu de pe cârje, că noi dorim rău omului, frate. Dar cum dispar în mod miraculos cârje? Haideți, dacă tot mai avem un minut, cum vedeți dumneavoastră căderea aceasta? Cu un PSD care să rămână puternic și să genereze următorul premier?
cu un PSD rupt și cu un general și cu un general Oprea debordant. Debordant la masa negocierilor, să vină cu ranița, în interesul național spre opoziție, nu? Ceva cu siguranță, asta. Cu siguranță. Și premierul să fie propus din partea PNL-ului. Un om al PNL sau al generalului Oprea? Un om al PNL, Vădeu, și pe Oprea, bineînțeles, în continuare vicepremier la masa deciziilor. Asta văd eu cel puțin în dacă tot guvern. Punem pariuri și vă știți și un nume? Încercăm un nume. Numele de premier va fi Cătălin Predoiu, cu siguranță cel pariu va fi propus de către Iohannis și în locul în jurul lui se va face guvernul. Cine vor fi membrii guvernului, greu de spus astăzi, pentru că luptele interne în PNL sunt deja arhi-cunoscute, quasi-cunoscute, adică toată lumea știe de ce se întâmplă acolo. Vom vedea însă cum vor reuși să păstorească toată povestea asta cu o potențială guvernare. Zic eu, așa, motivat de ceea ce se întâmplă. Și un PSD rupt, un PSD în degringoladă, pentru că nu-i ușor lucru și eu nu spun nici cu un fel de cu o lacrimă în colțul ochiului sau cu râuri de lacrimi. De regulă, atunci când se întâmplă așa ceva, partidele politice au o problemă și pentru o perioadă de timp e un pic de degringoladă, fiecare fuge unde apucă. Probabil vor pleca către UNPR, foarte mulți din ei către general, și vor întregi acolo rândurile, cine știe, mai către Gioană, mai către cine știe, cert este că lucrurile vor ajunge cam așa ceva. Dar vă reamintesc, aduceți-vă aminte. Guvernul condus de pe vremuri de Tăricianu, de acel gringo al nostru, nu gringo al altul, Teodorovici, de acel inimă albastră, inimă salbatică, a condus 2 ani de zile destinele României, destinele administrative ale României, cu o susținere în Parlament de doar 20%. Avem legătura, predăm legătura domnului primar, pentru că a început comandamentul de astăzi, marți. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Când ne sărăzăm tot, te-am bat de bază pe loc. Ai zis cum e așa. Ați dărâmat de acolo și cam atât. Ați spus acoperișul. Ne-a rușinat să închis pe exterior, pe asta. Da, din mâine sau după mâine începe. Dar ce să te gândim? Am avut structura aia. Și prima trecută. Ce să te gândim prima trecută? Nu, nu. Domnul Ștara. Asta v-ați spus, că domnul ăsta e la... Da, mai atât de iluziu că m-a dat în legunduț, a fost două săptămâna asta acolo, nu o să mergi cu nimic. Dacă spun că nu sunt nici mai nimic, în afară că s-au demolat acei de acolo, acoperiți și s-au terminat și prima trecută. La sala vechi? Nu știu, n-am fost la sala vechi, că nu era deschis. Sălița aia de mic e făcută. Da, bun, sala vechi e bun, în ordine, aștept să mă place de toamnă. Nu-i fric afară, dar ce facem afară? Haideți să închidem acolo. Sala sunt curată. Am spart, am spart, am spart. Da, bun, aceea am văzut. Dar la clădirea nouă, la sala nouă. La sala nouă am închid, făcut închidere. Bine, și nu faceți închiderea. De ce nu faceți închiderea? Da. Toată închiderea depindea de o structură metalică. Bun, dar este structură metalică. E fost acolo. Nu-i terminat. Este terminată pe două laturi. De mâine sau după mâine, intru la închidere. Da, o să trebuie să pămâniți. Vreau să pămâniți, e zidată închiderea la nouă. Da, mă gândesc, mă convideți, n-am văzut niște săptămâna care trecut. În spate, am făcut și schela, e latura din spate. Nu spate. Domnul, dar, indiferent când vreți să mă convinci, nu mă lămuriți că s-a făcut progres semnificativ în urma săptămână. Suntem cam pe acolo până a rămas. În afară s-a terminat demolat, am mai întâlnit ceva pe acolo. Asta e părerea mea. Deci haideți că batem gura degeaba. Luați și intrați în grafic, că nu suntem încă în grafic cu lucrările. Domnul, nu suntem în grafic. Vreți să spuneți dumneavoastră. Ați luat până la un punct. Da, domnul Hogea. Da. Cantina, cum ai merge? Am mai recuperat acolo? Da, sigur, am avansat. Am făcut izolație. Paianța e pusă cam 70%. Tâmplăria e tăiată montată tot. Fațada este gata în afară tăiată decorativă, care probabil săptămâna viitoare o dăm gata. Urmează dotări de care... La amfiteatru? La amfiteatru e gata. E gata, a venit domnul Radu, n-are scaune. Domnul Dura, cunoști ceva? De cine e pe rost de scaune, domnul Radu? N-are scaune la amfiteatru. Iertat. Da, știi, iertat, totuși. Da, aceeași poveste, nu știu cum mai putem. Putem face până scaune acum, acolo? Păi se pot pune, dar... Ele se pot pune, dar... Noi nu-l avem proiectul.
Nu-i prevăzut nimic acolo, nu la dotări, la dotări. Dotări foarte puține avem la atelere. La amfiteatru, la amfiteatru. Discutam la amfiteatru. Funcționam de amfiteatru. Deci nu-i prevăzut mobilier acolo la amfiteatru de tot. Cine dracu pe România cu proiectul ăsta, nu mai comentez. Nu știu, nu suntem faci minuni. Nu știu, nu, ne spăpunim, dar spăpunim din încălțuieri, ne elegide al primării, dar nu și la mulți ani, nu mai știu ce să mai fac. Așa și cu, nu știu, mai dus, domnul Cernice, nu mai este. Am mai dus așa indicatoare. Nu știu, ne mai încadrăm în timp, dacă ne luăm un termen minim de 50 zile pentru licitații, ajungem în septembrie. Ajungem în septembrie, ajungem. Îmi face licitații, până, nu știu, pericătăm proiectul european, hai să avem o discuție cu Priul Română. Domnul primar, noi am intrat pe terenul de fotbal, cam în două săptămâni finalizăm în proporție de 98% fără gazon. Deci noi lăsăm un spațiu acolo. Lăsăm spațiu, dar nu știu, mai încadrăm în timp, pentru că 50 zile trebuie minim pentru licitații. Noi avem ședința de Consiliu Local data 23 iulie. Asta înseamnă că numai în 10 septembrie. Îți face licitația în septembrie-octombrie de la plouă afară. Nu știu cum mai facem mai lucrurile alea acolo. Dar tot așa, vorbim din mai. Să aducă, să aducă, să aducă. Suntem în iulie. O invidie. Alte probleme. Da. Probleme financiare. Deci mai dau stres înapoi. Da. Domnul Sudaro, accelerați că nu mai vorbim. O să spun la tare cu da, am fost în asta așa și mai stai câștit. Nu, nu, nu. Așa se fost azi, eram oameni acolo, se schimbam de seara, vorbim cu dânsă, nu te-am văzut, îmi pare rău. O să bună, sănătate. Da. Am ajuns la... Zimbrăți la voturi. Domnul Bindu, ce-ați pățit? La străz, nu s-a mai întâmplat nimic. Am spus că turneam în viatorii săptămâna trecută, nu l-am mai turnat. Înțeleg că suntem într-o freză. Eu știu că sunt probleme la mașini durat asfalt. Orice mărit de constructor are freză. Freză că sunt cât de vreme. Sigur, noi... Noi, dar asta e problema. Când ați frezat, așa am înțeles că e stricată freză. La un proiect așa mare, s-a defectat două zile. Freza nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă, numai de asta. La un proiect așa mare și o firmă așa mare, trebuie să aveți 5 freză, nu una. Da, sigur, este un utilaj foarte bun și mizăm pe el se repară, un utilaj Volvo. Domnul, e de părățician, e dintre frumoasă spre alta. De ce n-ați frezat cu alte freze? Na, am pierdut 4-5 zile, am pierdut în cazul unei freze, nici azi, nu știu, se frezați acolo. Avem o dotare electronică și se setează electronic centimetrul care trebuie să-i frezeze. E o freză foarte bună și din cauza asta n-am frezat cu altă freză, că nu prea mai sunt. Azi e reparată freza? Mâine. Poftim? Mâine. Am crezut că îmi spui că azi. Azi nu e nicio freză de acolo. Am văzut că nici ne-am de freză. Mâine o să fie gata reparația și o să intrăm din mâine după masă la frezat. Mâine intrăm și cu turnarea asfaltului de la sensul giratorul de la cinema spre Baia Comunală. Mergem până aproape de intersecție unui frezat. Apoi după ce frezăm... Deci schimbăm ordinea, turnăm Mihai Eminescu și Mărăș și lăsăm sensul giratorul la urmă, care nu e frezat? Da. Deci turnați mâine? Turnăm mâine, da. Asfalt până aproape de intersecție. Cum e vremea? Spre Mărășești. Mâine ca. Vreau asta să port, dar s-a anunțat apoi și plec la pe mâine. Da, oricum, ați pierdut ritmul. Ați pierdut ritmul. Am pare rău cu freză, am freze, iar îi spun... Sunteți în grafic. Ei, sunteți în grafic. Așa vorbim în graficul lui în luna iulie, noi trebuie să finalizăm Mihai Eminescu și Mărăș și o să finalizăm. Cum am finalizat și dacă în urmă și pe Cuza Vodă și unde mai este corectat, nu știu dacă chiar terminați. La pot. Da, ne-ați făcut această solicitare aici, în care ne-ați spus o mie și una de, mă rog, lucruri care le-ați descoperit. Mă, și amuz, dar de asta face reparație la pot. Că, bun, afară de vicii ascunse, cât se eroda, cât se ruginit, deci fie am. De asta facem reparația, nu o făceam. În afară de o singură frază, sunt vicii ascunse care zice că nu au putut fi prevăzute la proiectare, restul n-am nicio bază solidă de luare la cunoștință. Dar totuși, spuneți în final aici, întâlnim o comisie, domnul Vasencu, cine sunteți specialiști în poduri, întâlnim o comisie pentru a constata ce mi-ați zis mai sus pentru a stabili soluții tehnice. N-aveam soluții tehnice? A fost comisia, a fost domnul Dura cu comisia de proiectanți de șantier la fața locului, s-au stabilit deja anumite soluții care s-au și aplicat deja. Deci adresa asta e cu 8 a 7, ați fost în timp la fața locului, la care erau soluțiile care noi l-au prins în proiect?
Deci niște soluții de pasivizare a armături, pentru că după desfacerea straturilor suport s-au descoperit armături care erau puțin corodate și au avut nevoie de, se cheamă pasivizare, procedeul tehnologic care se face. Niște mortare cimentoase speciale, produse în Elveția, să realizează pasivizarea armăturilor. Am înțeles, hai să facem scoziunea aici de construcții. Spuneți că ai nouă terminarea podrei. Eu nu spun să mergem la lucrările acolo, puteți să spuneți ce vreți. Eu vă spun că fac de lucru fiecare zi, fac de lucru și când vreau să merg acasă, mă duc la Iscani. Chiar dacă s-a la semafor. Deci nu se văd, doamnă, nu se lucrează. 2, 3, 5 oameni, n-am văzut forfăt acolo, n-am văzut. M-am dat și pe sub pod, la culei, pe acolo, nu e nimic frisc când să... Era proaspăt turnată și... Lasă că am văzut dimineața asta și am fost și vineri și joi, am fost, nu se lucrează. Trei, domnul Vidu, aveți 3-5 oameni. N-am văzut foarte mulți oameni acolo. 5. Deci am văzut 25 în urmă. Unde? Eu mi-am văzut. Păi sunt 20 care lucrează... Unde? La infrastructură, se montează schele mobile. Unde? Dar unde? Nu i-am văzut. Domnul Vidu, nu i-am văzut să-ți bată spun. N-am văzut forfătă de oameni, sunteți în întârziere, asta este realitatea. Deci, pot de o lucrare de artă, nu se poate lucra. Domnul mi-a luat că am mai făcut un pod. Procedei tehnologice care nu s-au explicat. Domnul Vidu, hai de rog frumos, terenul îți spun eu. Nu mă spune, poveți că am mai făcut un pod. Nu e prima dată descoperiți voi America. S-a mai făcut un pod, am văzut aceste lucrări, m-am organizat la început și de asta insist. Și la pod și la pasaj sunt lucrări sensibile, știu. Mă dea să insist să accelerăm lucrurile acolo. N-am văzut încă o dată mobilizare de forță. Montăm borduri de noapte. Bun, am văzut că ați început borduri de noapte, am văzut. Iese foarte bine. Astăzi începe o operațiune foarte, foarte sensibilă. Se ridică podul, practic. Începe cu tablierul numărul 1. Sunt echipe specializate în Franța. De asta nu-i vine dacă... Eu vă spun că se lucrează cu maximum seriozitate. Bun, dar cine spune că se lucrează maximum seriozitate? Spun că se lucrează încet. Nu, păi da. Dați-mi un nou termen când se termină podul. Lucrat încet. Acolo. Domnul Bidu, când ați fost serios? Când ați spus că terminați într-o lună sau acum? Când spuneți că lucrări sensibile sunt acolo. Dați-mi un nou termen. Săptămâna viitoare noi turnăm binder și o să dăm drumul la circulație pe jumătatea pe care lucrăm acum. Dați-mi un nou termen când se termină podul. Când? Probabil în prima săptămână. Nu, probabil. Lasă-mi, domnul Vidu, l-ați desfăcut, ați văzut vicile ascunse, da. V-ați edificat, ați găsit soluții tehnice. Dați-mi un termen când terminăm podul. A spus să terminăm într-o lună zile. Nu terminăm într-o lună zile. Ce tare mă tem, ce tare mă tem că ne-a apucat două luni zile până la sfârșitul august. Cel târziu 15 august. Cel târziu. Cel târziu 15 august? Da. Bun. Bine, nu ați fi așa. Eu mă tem că ne prindem sfârșitul lunii, cum e august, cum merg lucrurile astea. Vă spun, n-am văzut mobilizarea acolo, spuneți asta, oameni aia extraterestri care nu se văd, m-au uitat și pe suport. Am văzut că aveți o schelă făcută pe acolo, dar nu i-am văzut. Nu i-am văzut. Unde sunt? Spune ca să găsesc și eu cei 25, când merg acolo, să-i găsesc și eu. Chiar acum sunt acolo. Bun, domnul, dimineața 7 fără un sfert nu era niciun om acolo. Dimineața 7 fără un sfert nu era niciun om acolo, am făcut podul la un cap la altul. Noi ne la 6 jumate și până bun, la 6 jumate. Bun, mă ne găsesc, și eu. Chiar în bază, chiar în bază. Da. Nu mă bag eu în organizarea dumneavoastră, dar vă spun, cum merg lucrurile azi, să dai Dumnezeu să am dreptate. Nici la sfârșitul lunii august nu-i gata acolo, cum merg lucrurile azi. Luați-vă, mobilizați și deasupra, și de sub, și la culei, și unde vreți dumneavoastră, a ridicat podul. Vreau să văd forfă de oameni care lucrează acolo. N-am văzut. Și joi, și vineri, și sâmbătă, 2-3 oameni care, mă rog, mărțeau două locuri acolo, chestii care rușinoasă până la în funcție, am văzut că ei făceți mortar cu lopata. Știu că sunt mortari, de cumpărat, de adus. Este voie să facă... Dar nu trebuie să spuneți voie. Dacă facem mortar cu lopata, n-am văzut de mult lucrul ăsta. Ele s-au dus semi-umilit din stația de pe banii de la Botoșani. Am voie tehnologică, îmi dă voie inspecția de stat în construcție să fac lucrul ăsta, să rețeti avizare... Domnul Bidu, nu știu că nu-ți dă voie, eu spun că nu este eficiență. La fața locului trebuie să-i pun apă. Dacă noi facem betoanele la lopată, nu este eficiență. Asta, mă scuz, am spunat și atâta betoane în viața mea, acum 30 de ani. Lucram la lopată și făceam betoanele. Două măsuri de ciment și de balasă, știu ce fac. Apă și așa mai departe. Dar la asta tu suntem într-o ieră avansată. Dacă vreau să faceți mortarele cu lopata la capul podului, nu e în ordine, cum ați făcut ieri. Adică noi ne certeam, vorbim, dar lucrurile nu merg cum trebuie. În concluzie, dați-mă un grafic. Grafic, scris, privat semnător, asumat. Când terminați podul? Deci revin un pic la beton. Deci noi avem o stație de betoane foarte, foarte performantă și la pod s-o turna beton B350. Armat. Deci nu s-a făcut beton la lopată la pod. Asta am văzut, acolo în mescaua mea lopată. Așa se de impresia că se face la salocul betonului. Păi nu, dacă mai trebuie nivelat un pic ca să aduc la nivel cu asfaltul, asta nu văd eu o problemă. Nu era vorba de asta. Era, nu știți dumneavoastră, multe era balasuri care nu știți acolo. Era făcut, nu era făcut.
Iar spun, un specialist, dar un beton după ce sunt dăriaște, nu mai are calități în cele, poți să-i închidat vrei. Da, ne dăm, știu, am lucrat în teritoria cu la viața mea, chiar cunosc partea manuală, iar. Acum suntem avansați, nu suntem avansați de ani. Da, deci nu m-ați convins. Domnul Vidu, în concluzie, vreau cu asumare scrisă. Dați-mă în termen că terminați podul. Doi, când m-a apucat de pasajul pe scara ferată? Așa e poveste, sunt multe, lucruri sensibile. Deci, la pasajul, la data din 1 august, conform graficului pe care vi l-am transmis data trecută, deci la data din 1 august ne-am plâns din pasaj, conform graficului. Domnul Vidu, eu un grafic și nu mai găsesc, conform graficului, m-a dat de peste mine podul. La data din 1 iulie. Deci, momentan, noi suntem în grafic. Deci, nu mai cred în grafic ce se exprimă tare. Da, da, suntem pot în grafic. Pot pe strada Cernăuți, trebuia terminat la 31 iulie 2015. Lucru care nu s-a întâmplat, să ne să terminăm în 1 august. Vicilor ascunse care s-au găsit. Care e nici ascunse? Care este acelea așa de multe nici ascunse? Domnul Vasecu, domnul Lugă, care este acelea ascunse? Oricum, în calitate de constructor, eu am început cu ideea că mai sunt și vicii ascunse, că nu a putut un proiectant să-i privată. Dar nu cred că 90% din lucrările sunt vicii ascunse. O să fie 3% nici ascunse. Hai că ne zic, domnul, am și o păroală. N-ai vreo să-i mulțim în jurul cozii. Dați-mă temă concret când terminați podul, lucrările nu sunt în grafic. Dați-mă un grafic concret când atacați pasajul. Și restul cu freza, m-ați convins până la un punct că e automatizată, da. Stăm din cauza la o freză, 5 zile nu s-au mai mișcat lucrurile deloc, nu e în ordine. Nu e nici ce vezi, ați făcut prea cu Bulevardul Georgenescu. Mai aveți stații de turnat, mai aveți acele zâmbă la parcările. Se lucrează la el. Da? Și el s-a lucrat la un pic. Ați avut o perioadă când, nu știu, ați dat utilajele de zonă. Nu știu, este noastră. Haideți să... Suntem în grafic. Suntem în grafic. Domnul Vindu, care e grafic? Dar chiar ne mințim? Grafic în față? Mă scuzați, mă scuzați. Puteați grafic aici. Grafic în față spune că nu trebuie să terminăm podul, nu trebuie să terminăm podul. Cu la podul, trebuie terminat în luna mai, nu terminat nici azi. Lăsați-mi părere treabă, că nu vreau să mă cer cu dumneavoastră, dar nu sunteți în grafic. Ce am încercat să-l convinceți? Suntem în grafic. Bine, hai, Minescu și Mărăști, pe spre de la acestea două. Da. Începeam degeaba, că eu spun una, deci mi-ați spune sala. Deci nu sunteți în grafic, luați și faceți ce știți, să intrați în grafic, dați-mi în termen exact cu podul, dați-mi o strategie exactă pentru pasajul pe calea ferată. Bine, la revedere, sănătate. Domnul Munteanu. Spuneți. Bine ați venit. Bine, v-am găsit. Deci, bine începem. Am vrut să părați până la urmă. Da, am avut discuții cu domnul Sanciu, săptămâna trecută, când am spunea că mai sunt 4 străzi de lucrat. Aici sunt, câte sunt aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Unii care sunt în fază de finalizare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci aici sunt 7 străzi în care este lucrat masiv. Care mai sunt, dați-mi dumneavoastră o situație, a spus domnul Stanciu cum e de, să vedem unde mai aveți de lucrat, ce străzi mai aveți de atacat, de astea care s-au atacat de aici, le vedem. Și dumneavoastră am avut până la 3 septembrie terminați terminăm, sigur. Sigur? Sunt 4 străzi mari, dar mai sunt vreo 8 străzi mici. Da, adică care sunt cele mari? Care sunt mari? Păi, Calea Opcinilor, da? Academician Vasile Grecu, Narcisilor, Venus și... Cetății care e pe spațiu, cetății, în pădure. Cetății, a spus Calea Opcinilor, e problemă da. Cu Opcinilor. Nu. La Venus, Venus e alea Venus, viață, da? Da, spate. Aici e mai delicată poveste, da? Na, aici cu închidere totală. Da, Narcisilor. Și Narcisilor, care e problema? Da, v-am zis că așteptăm să vină materialul și ne apucăm de dânsă. Și Alexandru cel Bun, mai avem 200 de metri. Da, e aici, pe Alexandru cel Bun de cuplat. Jos sau unde? Jos. Samuel Isopescu, tipografie. Da, cum mai face strada? Noi pe spațiu verde. Cum simți pe spațiu verde? Poftim? Nu. Sunt 200 de metri. Ce, pe Alexandru cel Bun? 200 de metri am domnul. Păi nu aveți 200 de metri. Bine, domnul Ștefan, știți dumneavoastră mai bine. Da, ne-am urmărit. Domnul Vasecu, lați-vă clarificați. Da, îi dăm la rând, stațiunii Victorie și Măcuri se lucrează la aducere la starea inițială. Asta ce avem contractual. Totul e în ordine, branșamente, da, dar asta, o secundă, ce am avut contractual. Noi avem niște dispoziții de șantier, niște inelări de făcut. Alea nu le-am făcut. Alea sunt plus. Sunt plus, da. Mă rășesc, astăzi ar trebui să termin. Trebuia ieri să asfaltez
Nu, nu am reușit. Mai am de făcut două traversări. Nu ți-am zis nimic că îți părași plecat din ședință. Nu, dar de ce? Da, da, da. Știi punctul de vedere aici, da. Platoului. Platoului se lucrează la canalizare. Dimitriu Onciu. Dimitriu Onciu, strada este finalizată. Mai am de lucru pe strada Nicolae Bălcescu de făcut o traversare care o să o fac vineri. Prezentul parcul zona a fost silvic. Am zis să dau aprobare. E finalizat, încep de săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare se începe, dar nu se mai lucrează în carosabil. Se lucrează în pădure acolo. Tipografie. Tipografie se lucrează la conductul principală. Dionisipară. Dionisipară se lucrează la canalizare. Mergem puțin mai greu, că avem de făcut și niște provizorate la apă. Se scoate conducta de apă, se fac provizorate la branșamentele de apă, se montează canalizarea, se pune conducta de apă înapoi. Oituz. Oituz lucrează la canalizare. Sever Procopovici. Sever Procopovici, așteptăm o soluție de cuplare la CET. Am făcut traversarea sub Calea Școala Unirii. Specială. Școala specială e finalizată. Gheorghe Doja. Gheorghe Doja se lucrează la niște branșamente suplimentare. Curtea Domnească. Curtea Domnească, e acum a început, montăm conductă principală. Am finalizat. 38-a în termen rezonabil? Da. Rătimul destul de larg, sper. Grigore Antipa, bun, astea au fost... Astea sunt pe cuplări. Lucrăm la cuplări. Mai întoarcem apoi, am terminat. Da. Să fac niște cuplări, la fel, au rămas câteva blocuri fără apă. Gheorghe Doja, Biruințe. Biruințe, e abia început, am piconat, avem 30 de metri din strada Biruinței până spre... Cum lucrăm acolo? Pe trotuar. Pe trotuar se lucrează. Da, se poate începe la pe jos. Da, partea de jos la Gheorghe Doja. Da. Și deci, străzile astea care au ce vreau să cedeți și Narcisul când le atacați, când începeți? Două săptămâni, cred. Două săptămâni. De aia, nu vă mai țineți promisiunea, a făcut domnul Sanciu, da. De săptămâni terminați? Da, sigur. Le facem cruci mari că terminați. Da, nu? A trebuit făcut și astea, nu? Trebuie făcut de toate. Dar alte probleme. Nu, avem alte. Da, spune-mi, Văd aici Curtea Domnească, dar da. Curtea Domnească are continuare sau, de fapt, ați început cu Horea Cloșca și Crișan. Știu, da. La poliția. Ați fost dimineața. Dimineața acolo. Ați fost dimineața vă dumneavoastră eu? Nu, dumneavoastră. Ați fost informat, nu. Ați avut și în mass media la săptămâni că era părăsit șantierul dumneavoastră. Aveți două faze. O fază în care lucrați în lipsă și părăsiți șantierul și nu se vede nimic. Și o fază în care la ora 7 și 15 minute, piconați cu un picon în scara unui bloc ca să vadă lumea cum munciți. Deci, ca să nu fie cald. Deci o fază când nu aveți nimic în zonă și o fază când fie piconați, fie uitați un utilaj în mijlocul drumului în Burdujeni. Și părăsiți acolo. Deci, haideți totuși și încă o dată. L-ați fost lăsați în pace în ultima perioadă. Abia astăzi aveți o amendă de 2500 lei pentru strada asta de acolo unde ați părăsit șantierul și a părăsit război. Fără Cloșca și Crișan. Dar nu-i dar cum arată pe război? Avem fotografii. Păi dar am fost eu și nu mi se pare. Dar este să ne implicăm să nu mai facem ce se întâmplă. Deci aveți un program, e foarte bine că ați început la 7 dimineață, v-ați apucat de piconat în casa scării și iarăși este un garaj în zonă, dar să păstrăm ritmul. Dacă păstrăm ritmul non-stop așa e bun, nu o perioadă muncim și o perioadă muncim. Da, o plouat. Dar voi și mie să spun ceva vreo frumos. Așa. Vineri plouat și joi. Păi plouat. Cum puteam să lucrez acolo dacă plouat? De ce aveți astăzi o zonă când nu vă vede nimeni și una când spargeți la 7 dimineața și lăsați utilajele în drum? Lăsați utilajele în drum în Burdujeni. Știți ce e vorba, nu? În septembrie pleacă. În septembrie pleacă. Vă spun ce e la presă, mă lăsați utilajul în drum, fără mecanic, și nu puteau scoate unui mașini ieri, după prânz. Nu știu, da. Chiar nu știu despre asta. Bun, asta e mai mult de atât. Da, domnul Gama, spune el. Strada Baladei, nu este pe grafic aici. E spart într-o capțăra. E piconat, e tăiată. E tăiată, dar am început să sap. N-am început să o, da. Deci așa e. Și palat din început și are o lungime de 300 de metri, dar am măsurat la pas. 100. 100. No, 99 de metri. 99. Trebuie să iau bureta cu mine. Nu este mes bine. Dar e început, e lăsat așa acolo. Acolo încă aveți prezumția de nevinovăție, se muncește. Că e la început de drum. Dar domnul Deanu, spuneți-a spus în apărare. Nu, dar am zis, e un șantier totuși, o plouat, că a spus că e noroi dimineața, o plouat, e un șantier, se sapă, e pământ, vine ploaia. Curățau oameni, i-ați găsit dimineața, făceau curat, erau cu lopata, făceau curat dimineața, nu i-ați găsit. Era un șef de șantier, da. Un domn de picon și un curon care stau la picon, trei oameni erau. Erau mai mulți, nu. Eu nu știu acum, mi-ați răzut ce-ați vrut. Neîngrădit, de fapt, avem presa și vede. Unul e în zona acolo la parcare mai micuț și unul e Horea Cloșca și Crișan. Nu am văzut acolo când plouă, e pe drum tot. Păi, hai să vedem, să
O să-l evacuez de acolo. Mulțumesc. Da, eu am avut discuția cu domnul Stanciu și el mi-a reproșat cumva că încercăm să vă omilim la această ședință. Nu este adevărat, nu, asta este intenția noastră. Azi să o scoatem la capăt, că nu este altă soluție. Da, de păcate lucrurile nu merg cum trebuie. Bun, iară, nu facem la cauză efect. Deci ne dăm de bună că la 30 septembrie se termină lucrările. Până atunci luați și țineți-vă de acest grafic, dacă mai sunt lucrări care nu sunt prinse în grafic, puneți-le acolo, în așa fel încât să o scoatem la capăt. Alte probleme? Nu, alte probleme. Bine, săptămână bună. Mulțumim la fel. Da, da, lucrurile având, dacă ne raportăm la sezonul, la luna iulie, luna în care lucrurile ar trebui să duduie din punct de vedere al construcției, constatăm că nu este chiar așa. Începând chiar și cu școlile, deși încearcă să ne convingă domnii de acolo că sunt în grafic, eu spun că nu sunt în grafic, chiar la Colegiul Național Ștefan cel Mare se bate pasul pe loc, s-a făcut acoperișul, spun că am montat schelii în spate, nu este ritmul pe care ni l-am dorit. Într-adevăr, se lucrează și la sala de sport din interior, din centru, e un lucru bun, dar în același timp acolo nu e foarte presant, pentru că tot ne raportăm la vreme, și acolo se poate lucra și puțin mai friguros. S-a terminat de dărâmat construcția din cinta școlii pentru a-ți face terenul de sport acolo. Dar lucrurile, din punctul meu de vedere, nu sunt în grafic și, indiferent cât m-ar încerca să mă convingă constructorii, au de recuperat. Sigur că s-a mai progresat, dar nu în ritmul care ar trebui. La fel la complexul de liceu sportiv, zi de zi tot aflăm acolo lucruri minunate din proiectul ăsta care nu l-a făcut primăria, noi doar îl gestionăm. Am avut o discuție cu factorii responsabili acolo că la anfiteatru este un anfiteatru și un anfiteatru destul de generos. Nu au fost prevăzute scaune, nu au fost prevăzute mobilier. Asta este situația, nu e singura surpriză, așa cum știți, nici la terenul de sport nu s-au prevăzut acele vestiare și acele tribune și deja există un risc, nouă ne trebuie să 52 de zile să facem licitația. Avem ședință de Consiliu Local pe data 23 iulie. O să ne apuci undeva la un 10 septembrie, licitația, doamne ferește, nu mai spun dacă vor fi și contestări, riscăm să blocăm și proiectul european, o să mai discutăm, eu am niște rețineri să mai facem acele lucrări, pentru că, încă o dată, repet, noi trebuie să terminăm proiectul european până la data 31 a 12-a. Restul lucrurilor, cât de cât, să zicem, acolo sunt în grafic, pentru că au fost multe lucrări în clădiri și s-a putut lucra și în perioade mai, când vremea era rece. De asemenea, terenul de sport s-a finalizat în mare parte, se așteaptă această decizie dacă facem sau nu tribune, dacă facem sau nu acele vestiare. Cât privește lucrările la fel la drumurile pe fonduri europene, nu pot să mă convinc constructorul, indiferent cât domnul director văd că încercă să și eu zic că dau tare cu gura, el dă mai tare ca mine, să ne convinc că este în grafic. Nu este în grafic, stăm de 5 zile după o freză. Da, eu știu că orice constructor, cât de mic a fi, el are o freză de frezat. Mi-a motivat un lucru care până la urmă e valabil, că au o freză care, mă rog, este programată electronic cât centimetri să frezeze. Nici astăzi, în această dimineață, nu era freză acolo, au spus că mâine o repară, deci am ratat să finalizăm la sfârșitul săptămânii trecute continuarea bulevardului George Enescu, sensul geratorului la catedrală. La fel la lucrările la pod, nu mă conving și să dea Dumnezeu să fie așa cu 15 august nouă termen în care să fie finalizate lucrările. Nu zic că nu sunt lucrări sensibile și de asta am insistat atât de mult încă din primăvară pe lucrările la pod și la pasajul pe calea ferată. Ne-a făcut un referat aici că au descoperit America cât de corodat era podul, câte defecțiuni erau, de asta reparăm. Și cu niște lucrări vicii ascunse, care nu pot fi acele vicii ascunse mai mult de 3-5%. Deci la fel nu mă convinc că sunt în grafic cu podul. Am trecut și la sfârșitul săptămânii pe acolo, n-am văzut forfătă, 2-3-5 oameni lucrând. Când m-am uitat și deasupra și sub pod, și dimineața asta am fost acolo, nu este o, mă rog, organizare așa cum ne-am dorit, adică să fie cât mai multă forță de muncă, să lucreze cu, eu știu, cu eficiență, să ieșim cât mai repede de la lucrările pe pod, în așa fel încât să mergem mai departe
la lucrările pasajul pe calea ferată. Un lucru bun este faptul că cu acele semafoare se circulă cât de cât și nu se blochează circulația. Vom monitoriza în continuare lucrările de acolo, dar eu cred că este nevoie mai de multă forță de muncă. Sigur, este vorba de forță de muncă sensibilă, sensibil calificată, operațiuni speciale, știu, tocmai de asta, încă o dată repet, am insistat atât de mult pe pod. Am văzut că am început de ieri să monteze și bordurile de acolo, ne-am certat și am văzut ieri că se făcea, ei spun că doar îl muiau pe românești acel balastru sau beton care era făcut și puneau apă în trânsul. N-am și o minimă idee în ceea ce înseamnă tunarea betoanelor, un beton pe ce se întărește, degeaba mai pui apă în el. Nu m-a convins domnul director că lucrurile sunt în ordine. În epoca asta modernă nu mai facem betonul cu lopata. Sunt atâtea tipuri de beton, sunt atâtea, știu, stații de betoane care pot furniza acest beton. El a motivat că l-a dus la Botoșan până aici se întărește. N-am nimic cu dumnealui, cu firma dumnealor, n-au decât să iei de aproape la Suceava, de să-l cumpere. Deci sunt niște lucruri care nu sunt în ordine și nu m-au convins încă o dată că la pod nici într-un caz termenul de 31 iulie nu se respectă și ei din nou bat cu gura că sunt în grafic. Eu le arăt graficul în care spune că la 31 iulie lucrările sunt gata la pod. Nu vor fi gata. Să dea Dumnezeu ca nou termen 15 august să fie respectat. Sperăm. Deci nici acolo, nici la pod nu suntem în grafic. La ultimul proiect am avut discuții cu domnul Stanciu, reprezentantul firmei Pfeiffer pe România. Știți foarte bine că de câte ori m-am luat mai tare sau spărat, nu mai venea la comandament. Am avut o discuție în care domnul Stanciu ne-a reproșat cumva că încercăm să umilim reprezentanții și angajații firmei Pfeiffer și de asta nu mai vor să vină la comandament. Nu asta este intenția, din păcate lucrează așa cum lucrează. Totuși, în urma discuției avute cu domnul Stanciu și cu domnul Groza, am concluzionat și mi-a prezentat chiar un grafic în care până la data de 30 septembrie lucrările vor fi gata. Deci mai sunt lucrări de executat în mare pe vreo 7 străzi, plus încă vreo 4 care trebuiesc atacate și aici sigur că o stradă sensibilă, strada Venus de la Piața Mică, calea Opcinilor, strada Cetății și Narcisilor. Sper să apuce cât mai repede de ele, nu avem soluții, trebuie să mergem așa mai departe, să o scoatem la capăt, să ne convingem că lucrările sunt făcute de calitate. După care, sigur, să reparăm străzile care sunt de reparat și am spus-o și, mă rog, în anumită parte a presei a apărut, am avut un simpoziu de jumătate de oră vis-a-vis de strada Izvoarele Cetății. Ne-am avut o discuție foarte dură cu domnul Stanciu, mă rog, a venit cu domnul director Groza, încă un specialist în drumuri, să mă convingă că, de fapt, acolo sunt niște probleme de sistem, în sensul că acele drenuri care erau acolo și curgea apa la vale au fost obturate de atunci când s-au făcut casele. Și, practic, în zona unde tot se asfaltează și sunt probleme, țâșnește apa din pământ. Și atunci o soluție tehnică este să pună o pernă de balast de un metru, în așa fel încât să joace rolul de dren, facem simpozioane de construcții. Dar sper să găsim soluția, deci un proiectant se ocupă de acea zonă, să facă un proiect, să desfacă înapoi strada, să pună acea pernă de balastru care să joace rolul de dren. Așa m-au convins domnul Groza și domnul Stanciu și persoana care era specialist în construcții. Deci suntem aici baricade, n-am altă soluție, să fiu optimist că le vom scoate la capăt. Dat o amendă la cei de la... Nu știu, eu nu le-am dat, nici aici nu vreau să intrăm într-un joc de ăsta, încă o dată spun, trebuie să o scoatem la cap, da, îi amendăm, ei nicunde asta amendă în instanță, facem spectacol la televiziune, nu cred că asta este ținta, ținta este să o scoatem la cap, să terminăm lucrările. Da. Casa. Da, da, într-un sfârșit, într-un final, dragi șeveni, deci, da, ne vedem și noi un pic. Hai să facem așa o revistă a presei foarte, foarte rapidă, încercând să comentăm cât mai mult, nu, ca să fie cât mai scurtă. Ok, în pagina a doua de monitorul, subtitlul necesitate, contractul de salubrizare menajeră a Sucevei ar putea fi semnat mâine, acel contract pe 12 ani de zile, contestat, paracontestat, mâine se pare că va intra în linie dreaptă. Salubrizarea menajeră a Sucevei ar putea avea o nouă față începând de mâine, când este posibil să fie semnat un contract pentru o perioadă de 12 ani, timp în care vor fi făcute multe modificări în privința gestionării gunoiului menajer produs de suceveni.
Dacă nu sunt contestații, pe 15 iulie vom semna contractul de salubrizare menajeră cu asociere de firme care a câștigat licitație. Vorba de Flor Construct și Diasil, a spus primarul Sucevei Ion Lungu. Mâine o să știm probabil mai multe. N-am înțeles treaba asta cu, cu schimbarea la fața gunoilor din Suceava. La ce se referă oare? La gunoi menajer și nu la altfel de gunoaie. Lungu nemulțumit de ritmul lucrărilor de reabilitare la podul de la Ițcani. Nemulțumit de ce? Pentru că treaba e acolo la lopate. Nu? Treaba e cu lopata. Deci noi că suntem agricultura europeană, o facem cu sapa. Și, bineînțeles, construcțiile și infrastructura și investițiile, noroc de lopată, că dacă nu era lopată, era vai de mama noastră. Conform graficului, că constructorului podul ar trebui să fie gata la finele lunii iulie. Păi, deci iulie 2015? Vorbim de același pod? Nu, dacă vor continua lucrurile în același fel, în mod clar, podul va fi gata. Când? Gata. A gata terminat, în sensul că gata de zile. Gata de zile, da. Am întrebat. Așa, și atunci nu mai avem absolut nicio problemă. Și soluția pe care o propuneți dumneavoastră aici de câteva luni va fi cea mai viabilă? O punte. Două, ca să știți atât trece și mașinile. O roată pe punte și o roată pe cealaltă punte. Sau eventual să facem un pod, îl luăm pe Traian Băsescu, consultant tehnic, va face un pod din alea din Bărcuță, din ce era la pod de la Nupăd, cu care vine armata, pontoane. Vine Gabi Oprea din pontoane, vine ele, pac, 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 pune pontoanele și rezolvăm cu pontoanele, foarte fain, foarte extraordinar o să fie. Că rest, podul gata, doar pe principiu mai rămân pilonii, ăia din apă. Că rest e gata. La cum arată... chiar de la comandament, ce spunea și domnul primar, într-adevăr se întărește cimentul de la Botoșani. Cum nu se întărește? Se întărește. Și ce să faci cu ciment tare la podul de, la Suceava? Da, seama. Noi ciment la Suceava n-avem? Da, da, costă. Ah, așa la Botoșani Moca. E cadausul lor. Da, e cadausul, da. Nu e cadausul nostru. Da. E ciment, pe principiu, cum era aia? Nu-i groapa mea. Da, nu-i groapa mea. Așa și cu cimentul. Eu v-am mai spus, probabil la un moment dat așa ar trebui toate firmele care fac lucrări importante în Suceava să-și aducă domiciliul fiscal, cum mai spuneam, domiciliul fiscal în Suceava, să plătească dările un pic la Suceava. Se vadă, da? Da, și dacă tot suferim noi, nu, măcar să și impozitele să plătească la Suceava. Asta este. Corect. Punct de lucru la Suceava, asta este. Toate operațiunile prin Suceava. Ar trebui să facem o propunere. În caietul de sarcini. În caietul de sarcini trecut. Toate firmele care au lucrări, primesc lucrări în Suceava mai mari de o anumită sumă de 100.000 de euro. Aici. Să aibă domiciliul fiscal în Suceava. Și la revedere. Apa caldă se oprește toată Suceava în prima săptămână din august. E vorba de vizie de vară. Deci atunci, adio apă, binevenit rapă. Dar societatea asta mai funcționează? Cum? Da, este de insolvență. Este de nu a declarat falimentul, nu? Da, a declarat falimentul. Faliment în insolvență. Faliment, cum adică? De acolo este ăla, este administratorul judiciar Marin, sau cum era, Marinache, Marinescu, Marinoiu, Marinoiu, frate, din Craiova, Marinaie, că mi-am adus aminte. Cum noi? Funcționează? Cum nu funcționează? Și, bineînțeles, Ovidiu Dumitrescu, care este alături de Decir, este Dumnezeu Termice și la fel cum este Dumnezeu Șoselilor Gerigan, al asfaltului și al drumurilor de noastre toate. Aproape 20.000 de familii din municipiul Suceava, racordate la sistemul central de termoficare, nu vor avea apă caldă la robinete aproape o săptămână la începutul lunii august. Băi, hai să nu ne alintăm. O săptămână? Dar nu s-a întâmplat în vești pururi și nu ai să întâmple. Grăind de o lună. Nu s-a întâmplat când funcționau, când deci, erau deci, activitatea... De o săptămână. Măsura a fost cerată de termica, ci că pentru a efectua o serie de lucrări de strictă necesitate pentru pregătirea sistemului de transport și distribuție energie termice pentru sezonul rece următor. Termica încă își propune să ne dea căldură la iarnă. Băi, dar cu termonetul, cu termo nu știu care, cu termo nu știu care, cum a rămas cu chestia aia? Cu termo... cum era la sfârșitul lumii... Cu transagent, băi, era ăla, bă, ca să încă nu știam ce vorbim, da? 007. Cu ăla cu aia cum rămâne. Tomograful Spitalului de Urgență Suceava a fost repus în funcțiune. Computerul tomograf de la Spitalul de Urgență Sfântul Ioan cel Nou a fost reparat și repus în funcțiune vineri 10 iulie de firma care asigură serviciul. Pe perioada celor două zile când a fost nefuncțional, cazurile de urgență au fost direcționate pentru investigație la o clinică privată. Managerul Spitalului Vasile Râmbu a declarat ieri că au fost mai puțin de 10 pacienți care au fost transferați la această firmă. El a mai spus că în urma sesizării pe care a făcut-o la Ion în legătură cu afectarea echipamentelor medicale de șocurile de tensiune din rețeaua electrică, compania de electricitate a instalat în spital două monitoare pentru supravegherea fluctuațiilor de tensiune și mai mult decât atât, Râmbu a mai spus că firma Ion își va cere... scuze sau ce? Nu, va... a arătat disponibilitate să rezolve acest diferent pe calea amiabilă, în sensul aparatului care se strică și să găsească o soluție, în sensul că probabil că vor da bani sau vor suporta cheltuielile. Tot la capitolul spital, oferte deschise, General Construct, cel mai mic preț pentru modernizarea
urgențelor de la Spitalul Județean din Suceava. Spitalul a cerut clarificări suplimentare celor trei firme înscrise la licitație, deoarece au venit cu prețuri sub 80% față de valoarea estimată a proiectului și chiar am văzut, da. Cred, nu spunea ceva de genul, cât e ăla? Calculul arată 8 milioane, ofertele au fost de 8 miliarde, ofertele de câte 5. Bă, frate. Diferența unde? Mă sperie aceste diferențe. Vorbim de caritate. Iar când aud de licitații câștigate pentru că au avut prețul cel mai mic, cu atât mai mult îmi dau seama că acele lucrări... Frica. Da, frica crește pentru că nu știi ce lucrări vei putea avea de asemenea cu atâția bani. În schimb, General Constructor este una dintre firmele serioase din Suceava și din acest punct de vedere nu fac griji. Dar... atâta timp cât principalul criteriu de câștigare a unei licitații va fi prețul și nu calitatea sau prețul cel mai mic și nu raportul preț-calitate, vom avea motive permanente să ne îngrijorăm de calitatea acelor lucrări. Asta ar trebui să ajungem în atenția legiuitorilor, cei care așa sunt la București, stau și nu fac nimic prin ministere. Cum nu fac nimic? Ministere? Vă rog frumos, uitați-vă, schimbă directorul la DSP. Cum nu fac nimic? Deci DSP-ul a primit, a avut șansa să vină un băiat tânăr care să, adică vă rog frumos, care să n-a venit măcar pe criterii politice decât. A venit pe criterii decât de care? De criterii de competență, analism și am să văd ce am să fac și să nu uitați, avem, nu v-am spus, dar vă spun acum, adică pe la ora 9 trecute fix, transmitem în direct din nou de la Palatul Aren, de la... din sala de data asta nu e aceeași sală, e o altă sală, e o sală așa mai de ședință, întâlnirea de primarului Ion Lungu și bineînțeles a tuturor responsabililor din primăria Suceava și a viceprimarilor bănuiesc, cu asociațiile de proprietari, adică cu președinții asociațiilor de proprietari, deja lumea a început să se strângă, deja proaspetele echipe manageriale, bă da, proaspete tare, nu așa. Deci n-ai văzut o prospețime acolo de care reprezintă evident asociația de proprietari, au ajuns, sunt acolo, o să discutăm la momentul potrivit. Și apropo de prospețime, prospețimea politică se vede deja, dacă nu-l vedeți pe Cătălin sau nu-l auziți pe Cătălin Ioan Nichifor, spunând câte ceva despre ce ar trebui să se întâmple în județul Suceava, ce se întâmplă în județul Suceava sau ce se întâmplă la nivel de politichie, pentru că dumnealui este și președintele PSD Suceava, glăsuiește cine? Găsuiește cine? Cum cine? Găsuiește... Domnul Stan, haideți ca să nu trecem. Nu domnul Stan, alo, nu domnul Rădulescu. Nu domnul... Domnul Stan a spus ceva. A spus și el? A spus ceva. Undeva aici este, da? Cităm domnul Stan? Da, vă spun. Ia să vedem aici. Deci, odată Mârza, ce că după domnul Ponta, de la conducerea PSD, pentru partid nu e cea mai bună situație, spune Gavril Mârza, cel care a condus destinile PSD-ului aici la Suceava foarte mulți ani de zile și căruia trebuie să-i mulțumim cu ghilimele de rigoare noi toți sucevenii pentru faptul că drumul de la Roman la Siret n-a mai ajuns, în schimb a ajuns de la Roman la, la Iași. De ce? Drumul a modernizat un pic mai rat, pentru că acolo exista un om politic valoros și care era băgat în seamă, e vorba de Solcanu, pe când la Suceava era președintele organizației și al Consiliului Județean pe atunci, Gabriel Mărza. Deci cam așa s-au întâmplat lucrurile. Deci dacă vreți să mulțumiți din inimă partidului, mulțumiți-i că aveți de ce și aveți pentru ce și aveți cum. Subtitul transfer, maternitatea din Fălticeni s-ar putea muta temporar în clădirea unei școli. Bă, dar de ce neapărat la școală? Întreb. Bă, dar putea să mutăm în altă parte, frate. Adică, zic și eu, de ce nu la o biserică? De ce neapărat la școală? Ați văzut, relația cu biserica presupune alt gen de transfer, dar de, știți la, că, de competențe? Știți că la maternitatea, deci el cu maternitatea din Fălticeni e o problemă, doamne, adică o să fie foarte aglomerată. Așa. Din cauza la calea Sucevei și la zgâlțială. Am înțeles. Sorocul vine mult, repede, mult înaintea sorocului. Știți? Și de asta au mutat-o și au mutat-o într-o școală ca să aibă spații suficient. Bă, da, spitalul! Bă, da! Alo! Deci, domnul primar, nu ne mai spuneți nimic de spitalul din Fălticeni? Domnul Coman. Bă, de, întreb, că, bă, spitalul am făcut, spre exemplu, domnul senator Ovidiu Donțu, aș vrea să, nu? Sau domnul Uricec, care păstorește interesele sucevianilor, în general, și ale fălticenilor, în mod special. Adică să ne spună, eu aș fi curios așa. Sau, spre exemplu, la capitolul, dacă treceți aici cu spitalul, să știți, aici cu spitalul este vorba despre priorități. Da? Nu poți să avansezi cu lucrările la spital și să faci ceva în zona aia până ce nu ai oameni la DSP. De asta? Da, întâi, da, sunt etapele care trebuie... Da, prima dată rezolvi problemele personale. Nu personale. După aia cele ale comunității. Nu, întâi găsești oamenii care stă așa. Dar eu sunt așa curios, deci dragii mei din Fălticeni, care ne urmăriți. Deci dacă aveți cum, trimiteți-ne, domnule, un picuț niște...
la noi, aici, la Bucovina, faceți niște de alea, decât, nu, selfie-uri, cu spitalul, da? Decât niște poze, ca să vedem și noi, frate, cum arată spitalul ăsta și să ne putem face o idee așa un picuț, decât în direct și în reluare. Nu? Pe principiul ăsta. Eventual, postați-le pe Facebook, frate. Și ne inspirăm de acolo. Să vedem, că sunt curios. Pentru că la domnul Coman aud că face maternitatea în mai multe maternitățile în școală. Dar nu ne spune de ce nu merge spitalul mai departe. Că eu aș fi foarte curios să aflu de ce, pentru că. Știi? Da, nimeni nu ne spune. Oricum, noi avem Cicămin de Suceveni, care au încasat subvenții în agricultură, nu vor mai lua niciun ban în acest an. S-au înregistrat doar 50.000 de cereri unice pentru subvenții pe teren sau pentru animale, doar 87% față de 2014. Procedurile mai complicate i-au făcut pe mulți agricultori mici să renunțe la subvenții. Nu procedurile. Nu procedura e problema. Hai să plecăm de la premiza că omul sfințește locul. Deci dacă îți pasă cu adevărat de agricultori, dacă îți pasă cu adevărat ce se întâmplă cu agricultura Sucevei, dacă modelul pe care îl aplici nu este modelul Baku și este modelul Germania, Bavaria și așa mai departe, cu siguranță găsești soluții și ar trebui să afle cei care lucrează în sistemul public că ei sunt în slujba cetățeanului și nu invers. Și nu invers. În special cei care lucrează în zona banilor europeni, care sunt plătiți cum sunt plătiți, adică regește. Da? Hai să nu ne lamentăm acum și să spunem, băi, deci agricultorii nu mai vor să audă de agricultură doar pentru că cineva își bate joc de ei. Apare ce se oprește mâine la 3 blocuri din Suceava, o știre din pagina 11, tot din monitorul, locuitorii la 3 blocuri din Suceava nu vor beneficia miercuri 15 iulie de apă potabilă la robinete. Este vorba de blocul 10 de pe strada Meseriașilor, blocul 6 de pe strada Ștefan cel Mare și blocul 5 de pe strada Dimitrie Onciu. Mai avem ceva titluri, că ne grăbim, alergăm foarte tare. Stațiile de autobuz în Suceava vor fi modernizate, spune Crainou în pagina 3. Viceprimarul Ovidiu Dorofea a declarat joi în conferință de presă că actuala majoritate din CL continuă acțiunile pentru a asigura confort în spațiul public. Ne asociem să facem adăposturi necesare, moderne, a spus Dorofei, care a dat că dacă rezultatul acestei asocieri va fi apreciat de suceveni, atunci se va continua proiectul și probabil că vor fi atrași și alți investitori locali. Asta apropo de stații de autobuz. Adevărat este că au dispărut. Dacă aveți stații de autobuz, pe unde vrei și pe unde nu vrei. În tot locul vezi o tabliță cu stații de autobuz. Da, atât. Știi? Nimic altceva. Și nu create, nu știu, alveole, ieșiri și așa mai departe pentru stații de autobuz sau stație de maxi-taxi. Nu vezi altceva decât un stâlp și pe el pus o tabliță cu un autobuz care trebuie să spună aici e o stație. În rest, niente, frate. Absolut nimic. Norocuți că mai e câte un copăcel, mai e câte o cheie, care te mai ferește de o ploaie, de ceva de genul ăsta. În rest, nu-i nimic. Chiar nimic. Nu știu de ce, dar cineva ar trebui totuși să se sesizeze pe tema asta. Cine? Șoferii de masă și de autobuz opresc asta. Cum nu opresc? Opresc cum nu opresc? Opresc întotdeauna. Cum nu? Ce tăblița aia acolo. Campanie pentru donarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice vor fi întocmite analize privind deținerea de EEE în gospodării, că e un tare euri multe, la sediile agențiilor economice și instituții publice, după care se vor înființa puncte de colectare. Acest program este foarte important, deoarece într-un demers comun, cu obiective atât de necesare și importante ca protecția mediului, toate părțile implicate vor cunoaște, vor împărtăși experiențele și vor găsi un drum spre rezultate vizate. Cum spunea Lungu că se cheamă chestia aia simpozion? Da, da, facem simpozion interesant pentru drumul. Abordarea, da. Nu? Da, da, da. Simpozion pe tema este drumurilor interesant. Și pe tema apelor. Asta fac și cei de la APM, simpozioane. Okay? Deci, ce facem? Hai să mai trântim de un simpozion. De ce? Da, aia, frate, că decât așa se poate. 1, 2, 1, 2, ne auzim. Hai să vedem că mai avem pe ceva și pe la obiectiv, pentru că nu uitați, dragilor. Deci nu uitați. Eu mă uit acum pe... Dar nu uitați. Este decât ce? Întâlnirea cu asociațiile de proprietari, cu președinții, mai exact, care vor spune de ce, fiindcă și deoarece, pentru că, da? Cum stau cu banii, ce au mai făcut, ce n-au mai făcut, dacă interesează să facă ceva, până și moartă, spune obiectiv, termica își bate joc de suceveni, nu scăpăm nici această vară de revizia care ne taie apa caldă, am mai discutat, o prognoză venită de la cei de la ANM, de la... cei care se ocupă cu meteorologia. Vreme caldă cu temperaturi ce pot atinge din nou 35 de grade, începând de joi, spun specialiștii.
va fi caniculă. Pe de altă parte, în unele zile, instabilitatea atmosferică manifestată prin averse, descărcări electrice și vijelii își va face apariția aproape în toate regiunile țării. Asta spun cei care se ocupă de așa ceva, de trasee, de curenți, de ploi, de soare, de căldură și de canicule. Caniculii, canicula. Mai e o știre din zona, dintr-o zonă iarăși, hai să spun eu, sensibilă. E vorba de serul antiviperin. Care lipsește. Lipsește. De mai mult timp. De mai mult timp, e foarte adevărat. Paradoxul este, însă, lipsește pentru că de ce? Bine, noi suntem, se îndată din bureață, merem la grătare, merem, spariem viperile. Că de așa se întâmplă, că nu neapărat fuge viperul pe tine ca un câine este muște. Ea s-ar ca disparietură, reacționează, da? Că intri și de tulbur mediu. Da, da, și te faci. Pentru că, ci că dacă în 6 ore nu se întâmplă să te înțepe cu serul antiviperin, te întâlnești cu creatorul. Știi? Pe principiu, ne-a murit la bureț. În plin sezon turistic, serul antiviperin lipsește din spitalele din Vatra Dornei și Câmpul Moldovenesc. Exact în zonele montane. În zonele cele mai, să spunem, vizitate și cele mai căutate de către cei care nu, care, de către burețari care nimeni, nu? Uitați, până la urmă, mergem într-un fel sau altul, la opintiș, la tot felul. Avem imagini, nu o să predăm legătura, pentru că așteptăm, evident, așteptăm ce? Așteptăm să vină acolo primarul, însoțit de cei 2 viceprimari, cred, sau cel puțin măcar unul din ei, și discuția va fi cu președinții asociațiilor de proprietari. 6.696 de mașini matriculate în primele 6 luni ale lui 2015 în județul Suceava. O fi mult, o fi puțin, acum aflăm. Numărul matriculărilor este mai mare cu 598 față de prima jumătate a lui 2014, când au fost înregistrate 6.096 de mașini. Doar 240 dintre mașinile matriculate au fost noi, în timp ce 6.456 second hand. Sucevenii au preferat în primele 6 luni ale anului 2015 în materie de mașini marca și nu e aia cu cerculeță, ca să ne înțelegem totuși. E o altă marcă și vă picerii m-ați împărind lângă mine. Știi? E o altă marcă cu W. Fiind înregistrate 2472 astfel de vehicule. Deci dacă n-ai o marcă din aia sau o marcă din aia altă, degeaba cercul pe drumuri. Da? Degeaba așa. Dacă ai cumva una care are și începe cu R. Ha! Și mai vine din Franțuzia. Dax Albina. Pentru că asta e la nivel așa de discuție. Cam atât, dragii mei, pentru astăzi. Nu v-am dat reperele zilei de astăzi. Sub titlul Remember, tragem cu ochiul, ați văzut, nu se vede, tragem cu ochiul așa, ne uităm, adică, din cauza ochelarilor. Când vine primarul, ca să putem să-i predăm legătura, să spunem doar că astăzi, 14 iulie, sub titlul Remember, băi, trebuia de la început să amintim, dar vom aminti spre sfârșit. 1602 s-a născut cardinalul francez Jules Mazarin, care alături de Richelieu au făcut la vremuri legea, să spun așa, prin Franța. 1689 a avut loc căderea Bastiliei, care a marcat începutul Revoluției franceze. 1862 s-a născut pictorul austriac Gustave Klimt, iar 1967 a încetat din viață scriitorul și publicistul Tudor Alghezi. 1999 a încetat din viață poeta Maria Bănuș. Astăzi este ziua transmisionistilor militari din România și astăzi este ziua națională a Franței. Nu, deci Marseieza. Hai la loc, facem. Da? Deci Marseieza, cum o fi ea, în ce variantă vreți dumneavoastră, va fi cântată, va fi paradă militară pe Champs-Élysées, între și al nou și al vechi, între Arcurile de Triumf, între noul Arc de Triumf care găzduiește e palatul administrativ, să spunem, al Parisului și, bineînțeles, Arcul Larș de Triumf, cel care a marcat această sărbătoare. O sărbătoare așteptată, foarte multă lume acolo prezentă, bineînțeles, noi nu suntem, din păcate, asta e. Ne propunem de om ajunge sănătoși, poate odată, cine știe, om ajunge și noi. 14 iulie, francofoni din toată România, uniți-vă și simțiți-vă nu ca acasă. 14 iulie, ziua națională a Franței. Liberté, cum spuneam, egalité, fraternité. Ca să nu, că era cu șauar de la urmă, dar ca să nu ne încurcăm. Deci asta era mesajul transmis al Revoluției franceze. 14 iulie, spuneam, căderea Bastiliei, că de acolo a plecat tot. Bă, dar atmosfera așa de relax. Da, observați, domnul Codos, observați că
Foarte proaspătă echipa care e asociația de proprietari reprezintă, nu? Nu-i proaspătă, nu-i se pare proaspătă? Chiar exagerat. Exagerat de proaspătă, nu? Chiar exagerat. Mult prea proaspătă, aș spune chiar, nu? Eu am o părere despre tot ce se întâmplă în zona asta. Nu vreau, nu avem timp ca să o povestim acum. Dar chiar nu cred în obligarea la asociere. Da, au mai fost momente în istoria României prin anii 50 când și s-a terminat prin 60. Oamenii erau obligați să se asocieze, chiar nu cred. Eu mă asociez de plăcere, dacă îmi place sau am aceleași activități pentru cu cineva. Pentru că vreau eu. A venit primarul. Mă asociez, dacă nu, nu. Asocierile astea prin efectul legii. O zi frumoasă. Zile frumoase, ne vedem abia săptămâna viitoare. Ne vedem și mâine și dumneavoastră zile frumoase, rămâneți cu noi pentru că transmitem în direct întâlnirea primarului cu asociațiile, cu președinții asociațiilor de proprietari. Să aveți parte de o zi frumoasă, chiar dacă e mai răcoroasă, să vă faceți prăjituri locurare, să nu uitați să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri aici la Bucovina Activ cu mine, Dorel, primăria Suceava, primarul și asociația de proprietari.